La altarul de vară al capelei Căminului de Bătrâni, Sfântul Nectarie din Tulcea, Sfânta Liturghie a fost săvârșită astăzi de preasfințitul părinte Visarion, episcopul Tulcii. La slujba au participat persoanele în vârstă găzduite de acest centru, precum și personalul Căminului. La fel ca și tânărul din Evanghelia de astăzi, am venit și noi astăzi, cleri și credincioși, la picioarele Mântuitorului și l-am întrebat și noi, Doamne, ce să facem ca să moștenim viața cea veșnică? Și am ascultat răspunsul frumos al Mântuitorului Hristos din Sfânta Evanghelie și ne străduim și noi de astăzi înainte să împlinim poruncile Mântuitorului Iisus Hristos, să facem ceea ce ne este de folos și sufletului și trupului, pentru ca să putem dobândi viața cea veșnică, împărăția cerurilor despre care Sfântul Apostol Pavel spune atât de frumos, că nu este mâncare și băutură, ci este pace, bucurie și dreptate într-o Duhul Sfânt. Ne-am bucurat astăzi că am fost împreună cu bătrâneii și cu vârstnicii de aici, de la Căminul Sfântul Nectarie din Tulcea, și am slujit Sfânta și Dumnezeiasca Liturghie, i-am pomenit cu venerație și în același timp am cerut ajutor de la Dumnezeu pentru bătrânețele lor, dar în același timp mi-am adus aminte și de școlarii care mâine încep noul an școlar și am înălțat rugăciuni stăruitoare către Cerul Milostivirii, ca Mântuitorul să le trimită de acolo, de la tronul Preasfintei Treimi, toată darea cea bună și tot darul cel desăvârșit, să le lumineze mintea, să le binecuvinteze noul an școlar cu pace, cu sănătate, pentru școlari, pentru părinți și pentru dascări, în așa fel încât cu toții să preamărim într-o inimă pe Dumnezeu cel minunat întru Sfinții Săi. O duminică binecuvântată, o duminică în care razele soarelui de toamnă ne-au încălzit sufletele și inimile. În acest început de an bisericesc ne-am rugat împreună cu beneficiarii Căminului de Bătrâni, Sfântul Nectarie din Tulcea, pentru sănătate, pentru ajutor, pentru binecuvântare. Din anul 2004, în incinta Căminului de Bătrâni, funcționează o capelă în care se oficiază Sfintele Slujbe, pentru cele peste 60 de persoane asistate aici.